Patriarhia Română și Federația Filantropia se alătură eforturilor de la nivel național pentru a sprijini persoanele afectate de COVID-19. Astfel a fost pusă la dispoziție platforma ajutecubucurie.ro. Acest spațiu virtual facilitează manifestarea solidarității la nivelul comunităților și reunește pe cei aflați în situații vulnerabile cu cei care doresc să ajute. De asemenea, există și un serviciu Tel Verde care este funcțional în intervalul 8-16. Persoanele afectate de noul virus pot suna la numărul 0800 800 368. În contextul epidemiei cu noul coronavirus, Arhiepiscopia Bucureștilor, prin sectorul social, filantropic și misionar și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, au decis să vină împreună în întâmpinarea persoanelor aflate în izolare voluntară la domiciliu. În acest sens, încă de săptămâna trecută a fost înființat numărul unic de apel 0799-785-491, accesibil în intervalul orar 8-16, exclusiv pentru cei aflați într-o situație de gravă vulnerabilitate socială. În urma verificării eligibilității solicitărilor de ajutor primite la acest număr, filialele Asociației Diaconia au pus la dispoziția solicitanților 200 de porții de hrană zilnic. Alimentele pot fi ridicate din locațiile stabilite, iar în cazuri excepționale, acestea pot fi transportate la domiciliul solicitanților cu ajutorul voluntarilor ISU și de la Paraclisul Catedralei Naționale. Până astăzi au fost identificate 65 de cazuri. Ajutorul va fi acordat fiecarei persoane pe o perioadă de 14 zile. Pe teritoriul României au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19, dintre care 73 au fost declarate vindecate și externate, iar 5 persoane au murit. Astfel, de la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 143 de noi cazuri de îmbolnăvire. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 5 și 76 de ani. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 5066 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat noul virus și alte 72247 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 11.223 de teste, din care 277 în unități medicale private. Începând de mâine, 24 martie, pentru o perioadă de 14 zile, vor fi suspendate internările pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate. De asemenea, se suspendă consultațiile programate și programabile în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private. Ordinul comandantului acțiunii a fost emis și avizat astăzi de ministrul Afacerilor Interne Ion Marcel Vela. În termen de 48 de ore de la intrarea în vigoare a ordinului vor fi externați toți pacienții care nu reprezintă urgențe și care nu necesită obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în spital. Conducerile spitalelor pot decide reorganizarea programului și a permanenței personalului prin introducerea activității medicale în regim de ture și gărzi, fără afectarea salarizării personalului. Pe baza Ordonanței Militare numărul 1 din 17 martie 2020 și a Ordonanței Militare 2 din 21 martie 2020, care au stabilit măsuri succesive privind limitarea libertății de mișcare și întrunirea a cetățenilor, ceea ce afectează și viața religioasă publică a credincioșilor, în urma consultării din data de 22 martie 2020 cu Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Sfântului Sinod transmite următoarele. La toate parohiile, Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice se vor oficia în lăcașul de cult de către slujitorii bisericii respective, preoți, diaconi, cântăreți, paraclisier, fără participarea publicului, credincioșilor mireni. Slujbele pot fi transmise online și în media locală sau națională. În mănăstiri, slujbele vor fi oficiate în biserică de către slujitorii bisericești în prezența membrilor comunității monahale, fără participarea publicului. Slujbele pot fi transmise online și în media locală sau națională. Toți credincioșii ortodoxi români din România și din diaspora pot urmări Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice oficiate în Catedrala Patriarhală, la posturile Trinitas TV și Radio Trinitas ale Patriarhiei Române sau prin posturile care preiau transmisia.
Deși Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice sunt săvârșite în biserică fără participarea publicului, credincioșilor mireni, bisericile vor putea fi deschise totuși pentru situații speciale, cum sunt cele de la punctul 8. Întrucât credincioșii mireni nu pot participa fizic la slujbele din biserică, aceștia sunt îndemnați să își organizeze în propriile locuințe un spațiu de rugăciune cu icoane, Sfânta Scriptură, Biblia, candelă sau lumânare, cărți de rugăciuni și de zidire duhovnicească, urmând programul duhovnicesc stabilit împreună cu duhovnicul lor. Toți credincioșii din parohie vor fi pomeniți la Sfintele Liturghii, îndeosebe acum când aceștia nu pot participa fizic la Sfânta Liturghie, ci doar spiritual de la distanță. În această perioadă, credincioșii vor menține prin telefon legătura cu preoții de la parohie și în special cu duhovnicul. La solicitarea credincioșilor, preotul se poate deplasa la domiciliul credincioșilor pentru convorbiri duhovnicești, spovedanie și împărtășanie, cu respectarea normelor de protecție, inclusiv mască și mănuși sanitare. Taina botezului și taina cununiei se pot oficia în lăcașul de cult și vor participa maximum 8 persoane. Slujba înmormântării poate fi oficiată la biserică, în capela mortuară sau la cimitir. La această slujbă pot participa maximum 8 persoane. Spovedania și împărtășirea credincioșilor bolnavi aflați în spital se va face respectând regulile spitalului. Spovedania și împărtășirea credincioșilor bolnavi aflați la domiciliu se vor face de către preot după următoarea procedură. Preotul își va întocmi declarația personală de deplasare după modelul aprobat de autoritățile de stat, bifând ca motiv deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoțirea copiilor. La intrarea în locuința credincioșilor, preotul va utiliza încălțăminte de unică folosință și mască sanitară, se va spăla pe mâini cu apă și săpun și cu dezinfectant, va folosi doar o carte de cult și epitrahil, trusa liturgică pentru împărtășirea celor bolnavi, obiecte care vor fi atât anterior cât și ulterior dezinfectate. Săvârșirea slujbei Sfântului Maslu de obște comun se suspendă, iar preoții vor îndemna pe credincioși să citească în schimb miercurea și vinerea acatistul unui sfânt vindecător, Sfântul Ierarh Spiridon, Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și alții. Se vor efectua dezinfectarea repetată a căilor de acces, a mobilierului bisericesc și a suprafețelor, aerisirea frecventă a lăcașurilor de cult, asigurarea unei zone de igienizare a mâinilor pentru toți care vin la biserică. Centrele sociale bisericești și centrele medicale bisericești își vor continua activitatea conform reglementărilor în vigoare privind specificul activității, cămin de bătrâni, cantină socială, cabinet medical, magazine de obiecte și cărți bisericești. Activitatea socială a parohiilor și mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale și medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă și protecție stabilite de autorități. Dacă un angajat al bisericii manifestă simptome sau dacă a intrat în contact cu o persoană diagnosticată cu noul coronavirus, acesta va comunica în scris sau telefonic superiorului său ierarhic situația în care se află. În caz că a existat un astfel de contact, angajatorul va anunța imediat autoritățile sanitare și va respecta procedurile stabilite de acestea, autoizolare, carantină, etc. Autoritățile bisericești superioare vor emite adeverințe preoților de la parohii și funcționarilor din administrația bisericească pentru deplasarea la locul de muncă, iar preoții parohi și stareții de mănăstiri vor elibera adeverințe pentru slujitorii bisericești din subordinea lor, preoți coslujitori, diaconi, cântăreți, paraclisieri. Îi îndemnăm pe toți credincioșii să nu iasă din casă decât pentru situații de maximă necesitate. În starea de urgență, atât clericii cât și credincioșii mireni au obligația de a respecta dispozițiile autorităților de stat. În caz contrar, aceștia vor suporta sancțiunile prevăzute de lege. Măsurile excepționale luate de autorități au ca scop să protejeze propria noastră sănătate și sănătatea celor din jurul nostru. Viața și sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă. Începând din această seară, în intervalul orar 22:06, circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei este permisă numai pentru următoarele motive. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi.
deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie. Deplasări scurte în apropierea locuinței, gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie domestice. Grupul de comunicare strategică a publicat modelul declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței conform Ordonanței Militare numărul 2 din 21 martie. Declarația pe proprie răspundere poate fi completată integral de mână, iar aceasta va fi pusă la dispoziția reprezentanților Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale la momentul legitimării persoanei care efectuează deplasarea, precizează grupul de comunicare strategică. Declarațiile sunt necesare doar pe timpul nopții, în intervalul 22-6. Persoanele care părăsesc locuința în această perioadă trebuie să aibă asupra lor și documentul de identitate. Reprezentanții Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale pot efectua fotografierea documentelor, declarație pe proprie răspundere și act de identitate, la momentul legitimării persoanei, anunță autoritățile. Modelul de declarație poate fi descărcat de pe site-ul web al Guvernului României, al Ministerului Afacerilor Interne, de pe site-ul știrioficiale.ro, precum și de pe site-urile celorlalte instituții cu atribuții în domeniu. Declarația pe proprie răspundere va cuprinde, pe lângă datele de identificare, orele de deplasare, locul și motivul deplasării. În situația deplasării în interes de serviciu este necesară și o adeverință semnată și ștampilată de angajator, care poate fi găsită tot pe site-urile menționate mai sus. Numărul donatorilor de sânge a scăzut foarte mult în ultima perioadă din cauza răspândirii noului coronavirus. În acest context, Arhiepiscopia Iașilor a inițiat o campanie de donare de sânge care se desfășoară în perioada 23-30 martie. Cei interesați pot dona sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Iași zilnic între orele 7:30 și 13. Donarea de sânge se face în condiții de siguranță, iar personalul medical ia măsuri suplimentare de protecție pentru a împiedica transmiterea coronavirusului. În contextul epidemiei COVID-19, Arhiepiscopia Aradului oferă hrană caldă pentru peste 120 de persoane vulnerabile social, precum și polițiștilor aflați în misiune la intrările și ieșirile din municipiul Arad. De asemenea, parohiile din Arad vor susține financiar achiziționarea de materiale de protecție, mănuși, măști, substanțe de dezinfecție, halate pentru Spitalul Județean de Urgență din Arad. Cei care vor să sprijine activitățile Arhiepiscopiei pot face donații în contul RO85 RNCB 001600054409800008, deschis la Banca Comercială Română. Și monahiile de la Schitul Tămand din județul Arad, împreună cu protopopiatul Ineu, au oferit sâmbătă noaptea 200 de pachete cu hrană caldă pentru lucrătorii vamali, polițiștii, jandarmii și personalul medical de la Vama Nădlac 2. În contextul situației de urgență provocată de răspândirea noului virus, Arhiepiscopia Dunării de Jos, în parteneriat cu autoritățile locale din județele Galați și Brăila, desfășoară numeroase activități social-filantropice pentru sprijinirea persoanelor aflate în carantină, în izolare la domiciliu, precum și a persoanelor bătrâne și nevoiașe. În acest sens, centrul eparhial, prin protopopiate și parohii, achiziționează produse alimentare neperisabile de strictă necesitate, dar și materiale igienico-sanitare pentru a le distribui persoanelor izolate la domiciliu. Un astfel de program a avut loc astăzi și la parohia Sfinții Trei Ierarhi din municipiul Galați, unde au fost oferite 40 de pachete cu alimente neperisabile. Produsele au fost preluate de la așezământul social al parohiei de o echipă de voluntari și duse la domiciliul persoanelor aflate în izolare, cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19. Astfel de activități sunt programate și la celelalte parohii din cuprinsul eparhiei.
Preoți din Arhiepiscopia Dunării de Jos, împreună cu voluntari, au oferit articole de igienă cadrelor medicale de la Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna din Galați. Arhiepiscopia Dunării de Jos a demarat în aceste zile un program social-filantropic pentru sprijinirea spitalelor și a persoanelor fără adăpost. Astfel, Arhiepiscopia vine în sprijinul spitalelor din municipiile Galați și Brăila prin oferirea de materiale igienico-sanitare pentru personalul medical și auxiliar, și oferă hrană asistaților din cadrul centrelor de urgență pentru persoanele fără adăpost din cele două municipii. De asemenea, la nivelul parohiilor și a secției de asistență socială din cadrul Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați, a fost inițiată recrutarea de voluntari pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile și a celor aflate în izolare la domiciliu fără aparținători, dar și a celor aflați în centrele de carantină.